Fondul Republican de Susținere Socială a Populației 1.903.000 lei, s-au rambursat credite preferențiale acordate beneficiarilor conform hotărârii de guvern 1146 și, ca să mă repet, ăștia sunt cei care din Afganistan, Transnistria și Cernobâl au primit scrisorile de garanție de la Consiliul Rănar, care noi restituim partea de 50%, adică s-au rambursat aceste credite 51.90 milei, vreau să menționez că suntem la finele restituirii sumelor date. Aceste sume se acordă, să mă refer la ele, se acordă prin intermediul bugetului anual, dar ne se alocă, bineînțeles, de la bugetul de stat trimestrial. S-au acordat compensații nominative la, în sumă de 648.000 de lei la beneficiarii de lesnire la transport, inclusiv la persoane cu dizabilități a aparatului locomotor, 104.60 milei. Serviciul de asistență personală și casele comunitare pentru copii în situații de risc. În acest domeniu s-au utilizat mijloace în sumă de 952 lei și numărul de unități încadrate în acest servicii sunt în mediu 12. Pentru întreținerea și reparația drumurilor locale, care se efectuează prin programul aprobat de către Consiliul Raional, s-au utilizat mijloace din bugetul raional în limita celor planificate în sumă de 1.520.000 lei. În același timp, volumul alocațiilor executate la acest compartiment este în majorare față de anul 2012 cu 442 milii, adică au cam crescut. Doamna, la compartimentul reparat. Mă opresc până la ceva și mă totodată, nu este interesant încă un moment, totodată în bugetul volumul transferurilor acordate bugetelor de nivelul 1 în anul 2013 a diminuat odată cu trecerea instituțiilor de învățământ la finanțare de bugetul anual și anume cu 67%, adică s-a redus suma transferurilor către bugete de nivelul 1. Bineînțeles că ieșind din faptul că am retras învățământul. În fondul de rezervă a Consiliului Anual s-a aprobat faci financiare în sumă de 150 milii, dintre care s-au îndreptat la cheltuieli prin dispozițiile președintelui Raimondului și deciziile Consiliului Raional pentru diferite măsuri cu caracter imprevizibil și excepțional, 240 milii și soldul, nu, ce cifra, 740 și în tot cazul, în contul fondului de rezervă sau la contul fondului de rezervă, este un sold neutilizat, a fost la 1 octombrie un sold neutilizat, de 109,70 milii. Cred că dacă mi-ați permit, aș mai vorbi, dar dacă nu, asta este important. Tot să nu eu am așa o întrebare pe care domnul termenul de contractul de muncă e determinat oare de viață? Eu am pregătit răspunsul și vreau să vă citesc azi. Conform legii, articolul 4, alineatul 2, legea numărul 411 din 20.03.1994, puterii sănătății, care stipulează în felul următor. Conducătorii instituțiilor medico-sanitare publice, republicane, municipale, regionale, sunt selectați prin concurs, organizat de Ministerul Sănătății și sunt numiți în funcție de fondator. Termen 5 ani. Deci eu am venit cu propunerea ca în proiectul deciziei să fie o modificare, pentru să fie clar, cred că cele ce le-am expus eu mai sus, și anume la punctul 6, se numește doamna Ucraina Leona, care este la moment șefa întreprinderii, în funcție director interimar, și de a introduce în compunct, și anume, se anunță Ministerul Sănătății despre organizarea concursului la funcție de director. Ceea ce a solicitat dumneavoastră. Mine mă interesează termenul contract. 5 ani. 5 ani, da? Bine, eu asta vă mulțumesc. Asta vă mulțumesc. Alte întrebări. Comisia 12, da? Atunci e de cap. Pozitivă. Da, vin furtiv, da? Pozitivă. Alte întrebări la raportor? Nu. La vot. Cum adică? Ce sunt proposele? Cum adică? Deci, pun la vot modificarea propusă, turnul pe mine întregime. Care pentru propunerea cu modificarea propusă, cu optimul?
Pananel Mâncuie. Care pentru proiectul dat între gemeni? Mulțumim. Trecem mai departe la chestiunea 6, da? Privire organizatorului regional unic, oricând unde Stimați colegi, eu chiar am să vă rog să mă atenție și am să expun unele momente și aș vrea să fiu înțeles. Sper că rațiunea și nu colorit politic va deține în decizia dumneavoastră. Conform Ordinului Ministrului din 11 octombrie 2013, numărul 1139, vin la dumneavoastră cu propunerea de a organiza un laborator unic raional. Și aduc niște argumente. Noi avem un proiect unde este încadrat un utilaj performant de laborator coordonat cu întreprinderea Cineva. Cineva este o organizație care activează în toată lumea. Au peste 140 de laboratoare. Toate spitalele, și accentuez, un medic trebuie să trateze. El nu spală rufe, nu pregătește mâncare și nu face analize. Este așa termen externizare serviciilor. În momentul când noi vrem o calitate a serviciilor, și anume aici pun accent, noi ne determinăm. Eu sunt sigur că mulți din voi ați plecat la Chișinău ca să faceți niște analize. În detrimentul imaginii spitalului și în detrimentul timpului dumneavoastră și a banilor. Acum avem un utilaj performant, o picătură de sânge face cu 180 de probe care cu un rezultat performant care înainte dumneavoastră le faceți la Chișinău. Care este necesitatea ca noi să avem mai multe laboratoare care au o calitate proastă a analizelor, că noi putem să facem un centru termic cu utilaj performant. Deci ei și pun accent. Calitatea, iată de exemplu, picătură 180 de analize, calitatea, eficiența, ceea ce se determină anume prin consumul materiei prime care face analizele. Dar ca să înțelegeți, de exemplu, o analiză generală de sânge, prin utilajul vechi, costă în jurul la 15 lei. O analiză simplă de sânge, hemoglobină, eritrocitele și celelalte. Acum, ține costul, este de 6 lei, adică la 250%. În comisie mi s-a dat întrebări. Cineva din angajați va fi eliberat din funcție? Niciunul va fi eliberat. Dacă volumul de lucru va fi același, iată și respectiv răspunsul. Angajații nu vor fi eliberați. Și luați încă în considerație toate centrele medicilor de familie, iar și noi toți împreună le vom discuta pentru a le trece la autogestiune. Ce va face laboratorul? Iar și va fi necesitatea să o trecem sau să-l divizăm? Acum este Vărvăreu, Cărăduleniu, trei centre ale Floreștiului. Ce o să faceți cu laboratorul? O să le dați la toți să te o părticică? Iar și o să fie necesitatea să veniți pe un laborator unic. Și încă un moment foarte important. Dumneavoastră o să discutați bugetul raionului. Fix Compania Națională de Asigurări Medicină discută bugetul pentru anul viitor. Dacă nu luați acum o decizie, o să fim obligați și rugați de companie să revenim iarăși, fiindcă finanțarea merge pentru laborator. Pentru anul viitor, pentru business planul anului viitor. Deci eu și v-am propus un proiect de decizie. Sper încă o dată la rațiunea dumneavoastră și nu luați atitudine și colorit. Asta. Mulțumim. Întrebări la laboratorul? Laboratorul este un moment care am fost întrebat în comisie și am scăpat chiar momentul. Din pacienți și din foștii actuali angajați al laboratorului și chiar din membrii comisiei am fost întrebat. Ce se întâmplă în cazul când vine un pacient și vrea o investigație de urgență? Și sunt cazuri de o comă glicemic sau, eu știu, o suspecție la apendicit. Toate analizele simple vor fi în cadrul secției consultative. Noi avem acolo laborant și spațiile permit ca 2-3 persoane să rămână să facă investigațiile simple. Investigațiile biochimice, cei ce țin de o complexitate mai gravă, vor fi efectuate în Spitalul Raional Florești.
Colectarea la secția consultativă, urgența respectiv din de o oră aici pe loc, a doua zi rezultatele practic nu schimbă nimic, schimbă calitatea. Domnul Gat, eu... Întrebări? Îmi permiți? Da, Orică. Întrebări? Da. Domnul Zuchet, eu fiind medic de laborator, eu știu ce înseamnă la faci cercetări. În număr mare și în număr mai puțin. Mai puțin numeros. Calitatea în număr mare nu e atât de efectivă ca așa că când faci 10 analize și când faci 1000 de analize. Asta e părerea mea, că eu lucrez la mama atâția de zile. Pe mine, o altă întrebare mă frământă. Ce va fi cu laboratoarele este din aici, aduși sunt oameni angajați în policlinică. Mă spunem așa la direct, în policlinică. Ce va fi? Pentru colectare de ajuns 1-2. Da, ceilalți pe acela personal ce va face? Pot să spun? Păi, eu am spus deja. Uitați-vă. 1-2 nu ajunge. Dacă dumneavoastră ați fost vreodată dimineața să faceți o analiză, rândurile sunt mari. Toate persoanele vor fi încadrate în activitate. Eu o să îndeplinesc decizia dumneavoastră. Dar nicio persoană nu va fi disponibilizată. Poate două și puțin întrebări. Informez Consiliul că au pervenit două documente. Văd că întâi a pervenit în ședinție solicitarea a 7 informații sau întrebări. Pe tema asta, pe tema asta. Informații sau întrebări. Informații ca să orientează Consiliul. Am întrebări, am întrebări. Bun. Da. Spuneți, vă rog, mai este vreun spital amplasat la 5 km de centrul raional în Republică? Sau este unic? Și cum s-o hotărâți acolo? E unica întrebare, sau mă simt? Da, asta e întrebarea. Spitalul se află la 2 km, ca cu precizie să vă spun. Celelalte spitale, eu nu știu care este situația acolo, dar eu zic, dumneavoastră, eu înțeleg la ce bateți, fiindcă analizele vor fi colectate la spital și toată lumea va merge acolo. Eu am spus, când am dat nota informativă, că păi eu am spus, toate analizele vor fi colectate aici, tot unul la acest local. Și rezultatul tot aici va fi primit. Nu. Întrebări? Nu. Cuvânt de dezbateri? Avizul comisiei? Avizul comisiei? La comisie au votat pentru două persoane, unul contra și unul s-a obținut. Cum s-a luat? Nu s-a luat. Nu e. 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 Nu e.